Așa cum v-am promis, dragi telespectatori, este cea de-a treia zi de manifestări culturale, zilele orașului Dărmănești. Lângă noi, cu amabilitatea deja cunoscută, deja, domnul primar Toma. Domnule primar, vă felicit în primul rând în numele telespectatorilor noștri, pentru că ați oferit atât publicului de aici, din spatele nostru, pentru că în acest moment cântă Ion Palade, dar și nouă celor care urmărim Exclusiv TV, posibilitatea de a cunoaște mai bine orașul Dărmănești. Iată că Dumnezeu ne-a ajutat și nu a plouat. Sunteți un om norocos. Să știți că mă bucur foarte mult pentru că aceste zile au fost deosebite. Mă bucur că au venit foarte mulți dărmăneșteni și nu numai. Mă bucur că a ținut Dumnezeu cu noi și până la acest moment n-a plouat. Cred că a fost un spectacol deosebit și asta se vede pe fețele oamenilor, pe zâmbetele lor, pe modul cum se bucură de aceste zile. Să facem un rezumat al celor trei zile. Au fost trei zile foarte frumoase. Dacă în prima zi spuneam că am început mai timid, aseară a fost un spectacol deosebit. Lorena, Analesco au făcut din publicul dărmăneștean ceva extraordinar. Foarte multă lume, lume care s-a simțit bine, o atmosferă plăcută, o atmosferă de sărbătoare. Iar astăzi seară, sigur, noi am avut așa un crescendo. Astăzi, a treia zi de festival, cred că lucrurile au urcat pe, să zic așa, pe podium. Ați avut și invitați special, putem spune, colegi ai dumneavoastră, primari de pe Valea Trotușului. Ceea ce am remarcat în mod special au fost costumele populare. Chiar și dumneavoastră ați fost îmbrăcat în costum popular. Aseară am propus colegilor mei primari de pe Valea Trotușului și aici mă refer la primarul municipiului Moinești, primarul orașului Târgu Ocna, orașului Zlănic Moldova, să dăm mâna la Dărmănești în frumos suport tradițional moldovenesc și ne-am îmbrăcat în costume populare și mă bucur foarte mult că au acceptat ideea și arătau extraordinar de frumoși. Există un proiect de promovare a turismului în această zonă și vă felicit pentru acest lucru. Este, cred, momentul ca și Dărmăneștiul să fie mai cunoscut atât la nivel național, de ce nu chiar și internațional. Faptul că mai mulți primari v-ați dat mâna, indiferent de culoarea politică, înseamnă foarte mult pentru acest proiect. Dumneavoastră, cum vedeți acest lucru? Cu siguranță, proiectul nostru de a promova acest ținut mirific al Văii Trotușului este un proiect comun. Colegii mei primari, indiferent de culoarea politică, au înțeles că turismul este o șansă pentru zona noastră. Ne-am dat mâna cu toții, încercăm să promovăm valorile locului, încercăm să găsim resurse de finanțare pe care să le punem în comun și cred că în următorii ani aceste resurse pe care noi astăzi încercăm să le aducem în comun vor da rezultate. Turismul și zonele atât de frumoase cred că vor fi șansa acestui ținut în perioada următorilor ani. Domnule primar, noi vă felicităm în numele telespectatorilor noștri și pe finalul discuției noastre un mesaj pentru concetățenii dumneavoastră. Mi-e greu să fac o sinteză și să le transmit un mesaj. Aș vrea să le spun foarte multe lucruri, dar le mulțumesc că și-au găsit timp și-au făcut timp și-au sărbătorit alături de noi, pentru că de mâine vom trece la treabă și avem foarte, foarte, foarte multe de făcut. Le cer fiecărora să-și facă datoria acolo unde își desfășoară activitatea. În rest, lucrurile vor merge cu siguranță în bine, din bine în mai spre bine. Iată, dragi prieteni, avem motive foarte multe ca să
venim la Dărmănești să vizităm acest frumos oraș, chiar în această seară împreună cu domnul primar de la Comănești. Ați avut un dialog foarte plăcut în fața publicului de aici, extrem de numeros. Vreau să vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați găzduit aceste zile. Am filmat integral acest festival. Veți vedea, dragi prieteni, secvențe uimitoare. O să le lăsăm și eu o surpriză pentru telespectatorii noștri. Faptul că domnul primar a cântat împreună cu Lorena aseară, dar vor vedea pe televiziunea noastră această secvență. Încă o dată mulțumiri, vă felicităm și mult, mult succes în continuare. Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi și mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în acest proiect. Mulțumesc foarte mult! La revedere pentru Exclusiv TV, Eugen Ungureanu. O seară frumoasă!